Peste 70 de salvamari s-au întrecut joi în competiția ce a devenit tradiție la sfârșit de sezon. Concursul este un omagiu pe care colegii îl aduc lui Bogdan Ciubotariu. În anul 2007 acesta și-a găsit sfârșitul pe mare după ce motorul bărcii s-a oprit în larg în timpul unei furtuni. Și-a sunat colegii care au ajuns într-un suflet la el, dar Bogdan a avut ghinionul să fie lovit de un fulger. Sunt probe în care salvamarii își arată toate abilitățile, da, not, la caiac, placă, diferite tehnici de salvare cu tubul, salvare cu placa, care sunt specifice, cum am spus mai devreme, salvamarești, și dorim ca de la an la an să vină cât mai mult sportiv, să alăture echipei noastre și să facem o competiție cât mai frumoasă. Fiecare plajă a fost reprezentată de câte o echipă formată din 6 sportivi și un capitan de echipă. Anul acesta la concurs au participat și o echipă de juniori care își doresc să îmbrățișeze meseria de salvamari.